Capitolul 5. Pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, și lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Vindecarea unui lepros. Isus era într-una din cetăți, și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești! Isus a întins mâna s-a atins de el și i-a zis, Da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra, apoi i-a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Vindecarea unui slăbănog Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă în lăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă în lăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Când le-a văzut credința, Isus a zis: Omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: Cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele îți sunt iertate, sau a zice, scoală și umblă? Dar, ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau, Azi am văzut lucruri nemai nemaipomenite. Chemarea lui Levi după aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Și i-a zis: Vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă, și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoșii? Isus a luat cuvântul și le-a zis. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Întrebarea despre post. Ei i-au zis, Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, Oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă: Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Altmintrelea rupe și haina cea nouă, și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altmintrelea vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, și amândouă se păstrează. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, ci zice, este mai bun cel vechi.